De la începutul anului, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt au desfășurat o serie de acțiuni de informare în rândul cetățenilor privind prevenirea incendiilor de vegetație uscată. Pe lângă sfaturile oferite, pompierii au încercat să-i facă pe oameni să devină mai responsabili atunci când văd un astfel de incendiu. Este un aspect pe care încercăm să-l dezvoltăm în conștiința oamenilor, acela de a seziza atunci când constați că se întâmplă ceva în neregulă sau dacă ai cunoștințele necesare în afara legii. Incendierea de miriști și vegetație uscată pe un teren se poate face numai în anumite condiții, dacă suprafața respectivă este infestată cu dăunători și nu există altă metodă pentru distrugerea acestora. În plus, trebuie obținut permis de lucru cu focul și trebuie să fie luate măsuri pentru ca incendiul să nu se extindă. Proprietarul terenului trebuie să obțină autorizațiile de la Instituția de Agricultură și de Mediu, permis de lucru cu foc de la primărie, iar funcție de suprafață agricolă pe care dorește să o incendieze pentru igienizarea și stârpirea acelor dăunători, se practică braț de arate față de marginile terenului proprietar, adică față de vecinătăți, iar funcție de suprafețe se face o parcelare, astfel în cazul în care se produce vreun incendiu dintr-un motiv tehnic, propagarea flăcărilor să se facă la întreaga suprafață sau la vecinătăți. Amenda pentru incendierea unei suprafețe de miriști sau vegetație uscată este cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Problema este că autorii nu sunt prinși. Pompierii spun că este nevoie de o implicare mai mare din partea cetățenilor, care trebuie să știe cum să acționeze într-o astfel de situație. Pe de o parte, arderile de terenuri agricole și vegetație este strict interzisă și dacă constată persoane care fac acest lucru, atunci imediat să sune la primarul din localitate sau la polițistul din localitate care este cel mai apropiat să-l anunțe pentru că acela să poată dispune măsuri de sancționare contravențională al celui care a greșit și dacă este cazul, să intervină cu mijloacele din dotare până la sosirea forțelor de intervenție profesioniste. De la începutul anului, în județul Olt au fost 314 incendii de vegetație uscată din cele 611 incendii cât au fost în total. Un astfel de incendiu a avut loc zilele trecute în comuna Osica de Sus, iar focul s-a extins la două case care au fost distruse în proporție de 50%.